Aflată chiar sub ultimul loc de play-off ocupat de Timișoara, CSM Polia și-a deschis scorul cu puțin timp înainte de pauză prin atacantul ugandez Chizito. Repriza secundă a început prost pentru Bârnoi. Jucătorul Timișoarei a primit un cot în bărbie și a părăsit terenul pe targă. Intrat în locul lui Bârnoi, mai lat a ratat cea mai importantă ocazia timișorenilor din prima oră de joc. Țigănașul nu a avut nici cel mai mult noroc pe final de meci. Cu Flaviu Stoican în tribună, suspendat, Iașul a mai marcat odată la șutul de viata lui Tiago, dar reușita a fost anulată pentru offside. Chiar înainte de final, Sheroni a egalat, iar Timișoara a plecat plecat cu un punct de la Iași. Etapa viitoare, Iașul joacă pe terenul campioanei viitorul, iar Timișoara primește vizita Craiovei.